Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă fac un ritual astăzi pentru a despărți două persoane. Puteți despărți două persoane, două prietene, soacre, dușmani, frați, amanți, bărbat de femeie, da? Este un ritual simplu. Prima dată eu m-am acompaniat de două lumânări, una movă, una galbenă. Și aveți nevoie dumneavoastră de o lumânare neagră. Neagră, da. Sare și oțet. Nu mult oțet, puțin. Foarte puțin. Și două cuie pe care trebuie să le legați în formă de cruce. Și scrieți numele dumneavoastră. Scrieți numele dumneavoastră, cum vă cheamă, da, Elena. Și dumneavoastră scrieți numele dușmanului, dușman. Dacă nu știți numele, scrieți dușman. Nu știți numele, scrieți amantă, da? Numele lui și amantă în formă de cruce. Da? Apoi, luați acest așa hârtie și o îndoiți așa cu furie, cu nervi, da? Și scuipați pe ea. Așa, scuipați pe ea, da? Și aruncați hârtia aici, în borcan. Vă trebuie orice fel de borcan. Orice fel, nu contează, mai mic, mai mare. Apoi legați aceste cuie. Legăm cuiele, da? Uitați așa. În formă de cruce. Așa, și pe o parte și pe alta, în formă de cruce legăm aceste cuie, două cuie. Nu contează mărimea, forma, să fie două cuie, da? Două cuie legate în formă de cruce cu ață neagră. Uitați așa să fie, da? Așa să fie. Așa, vedeți? După ce ați legat cuiele, puneți hârtie aici înăuntru. Puneți cuiele. Puneți puțin oțet. Nu mult, puțin. Și puneți sare. Groasă sau subțire, ce sare aveți dumneavoastră, da? Nu contează. Și puneți iarăși oțet, să fie puțin mai așa, da? Sarea este importantă. Lumânarea neagră trebuie să ardă la lumânarea neagră. Nu este voie să puneți mai mult de o persoană, deci o persoană într-un borcan. Pentru fiecare dușman faceți alt borcan, da? Trebuie să faceți în lună în descreștere. Da? Apoi, ce faceți? 21 de zile, mai punem puțină sare. Aici, dumneavoastră, vedeți cum, da? Câtă cantitate e. Închideți, da? Închideți e borcanul. În timp de 21 de zile, agitați acest borcan, știi? Așa, cu nervi și spuneți de fiecare dată, voi o să vă certați, nu veți avea pace împreună, nu o să vă urâți, dar tu ce vreți dumneavoastră să facă aceste două persoane ca să nu mai fie împreună? Și stați și le agitați astea. Da? Da, agitați. Voi vă certați, nu mai stați împreună. Vă urâți, tu nu ai liniște cu această persoană, da? Ce vreți dumneavoastră să facă acest dușman să se întâmple? Spuneți, da? Să se întâmple între aceste două persoane.
Timp de 21 de zile. În prima zi, lăsați să se consume această lumânare neagră cu acest borcan lângă ea. Apoi, puteți face seara, acum în lună în descreștere. Apoi, o să vă las o rugăciune care trebuie să o citiți la sfârșitul astăzi. Deci, în ziua în care faceți ritualul, după ce s-a terminat lumânarea neagră, recitați rugăciunea, spuneți rugăciunea care vă las. Apoi 21 de zile, în fiecare zi, agitați borcanul și spuneți. Și când vedeți că cuiele s-au oxidat, da, s-au negrit, după 21 de zile, și dacă vedeți că acele două persoane se ceartă, se despart, se întâmplă ce vă doriți, luați acest borcan și îl aruncați undeva la răscruce de drumuri. Da? La răscruce de drumuri. Că acolo trebuie să-l spargeți, să-l aruncați, să-l spargeți. Și, dar după ce s-a împlinit ce vă doriți cu aceste persoane. Dar eu vă spun că în 21 de zile aceste persoane trebuie să fie despărțite. Și vă las dedesubt rugăciunea la spiritul de ură, da? Rugăciunea o spuneți o singură dată la sfârșitul ritualului. Și când e gata lumânarea, resturile le aruncați și borcanul păstrați 21 de zile. Sau până când vine acea persoană, până când acea persoană se desparte, da? Bun. Până când se desparte, după aceea îl spargeți la o răscruce, da? Dar ar trebui în 21 de zile să se întâmple. Dacă nu se întâmplă, trebuie să refaceți ritualul. Asta vreau să vă arăt, sper să vă placă, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.